Bună ziua, sunt Cătălin Condruț și vă prezint știrile Mediafax. Cel puțin 10 oameni, printre care un militar român, au murit și alți 30 au fost răniți după un nou atentat al talibanilor la Kabul. Atacul sinucigaș a avut loc în apropierea ambasadei americane și a misiunii NATO din Afganistan. Traian Băsescu a declarat la Curtea de Apel București, acolo unde se judecă cu CNSAS, că nu a fost colaborator al fostei securități. În acțiunea depusă la instanță se arată că fostul președinte și-ar fi turnat colegii și ar fi ținut legătura cu securitatea ca persoană de sprijin. Liderul filialei din Dâmbovița, ALDE, crede că președintele Iohannis doar mimează lupta cu Dăncilă și PSD. Petre Ionel spune că blatul dintre cei doi miroase de la o poștă. O notă sub 5 obținută la evaluare națională le va închide absolvenților de clasa 8-a ușa liceului. Ei vor putea să urmeze doar școlile profesionale. Măsura este susținută și de asociațiile părinților. Duminică este scos la licitație un camion a cărui exterior a fost pictat de Banksy în anul 2000, cu 6 ani înainte ca artistul să devină faimos. Organizatorii se așteaptă ca prețul de vânzare să fie situat între 1 milion și 1 milion și jumătate de lire sterline. Acestea au fost informațiile momentului. Toate știrile de ultimă oră vă sunt oferite de agenția Mediafax.